Politehnica Iași, FC Botoșani și Oțelul Galați mai au la dispoziție în 2023 patru partide din care să adune cât mai multe puncte pentru a putea intra liniștit în pauza de iarnă, care va lua startul cu doar câteva zeci de ore înainte de Crăciun. Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au anunțat programul după care vor evolua cele trei formații. Astfel, în etapa a 17-a, vineri 24 noiembrie, de la ora 17:30, Politehnica Iași se va confrunta la Sibiu cu Hermannstadt, iar de la ora 20:30, FC Botoșani va evolua tot în deplasare pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Duminică 26 noiembrie, începând cu ora 17:30, Oțelul Galați va primi pe teren propriu vizita Universității Craiova. În deschiderea etapei a 18-a, vineri 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României, Politehnica Iași va primi vizita celor de la Farul Constanța cu începere de la ora 20. Sâmbătă 2 decembrie, FC Botoșani se va duela cu Rapid 1923 București pe teren propriu, începând cu ora 17, urmând ca duminică 3 decembrie, Oțelul Galați să încerce să smulgă puncte de pe terenul vicecampioanei FCSB, începând cu ora 21. Etapa a 19-a va debuta vineri 8 decembrie cu duelul dintre Politehnica Iași și UTA Arad, care va avea fluierul de start la ora 19. Luni 11 decembrie, FC Botoșani se va deplasa în Bănie, unde începând cu ora 17:30 se va duela cu FCU Craiova 1948. Marți 12 decembrie, începând cu ora 17, Oțelul Galați va primi vizita celor de la Oeșca, Șep și Sfântul Gheorghe. Etapa 20-a și penultima din actualul an calendaristic propune pentru moldoveni următoarele partide. Sâmbătă 16 decembrie, Politehnica Iași se va duela în Bănie cu Universitatea Craiova cu începere de la ora 17. Duminică 17 decembrie, începând cu ora 15, pe Cluj Arena, Oțelul Galați se va întâlni cu Universitatea Cluj. Pentru ca luni 18 decembrie, FC Botoșani să primească pe Municipal vizita lui Dinamo București cu începere de la ora 20. Fluierul final al campionatului pentru anul 2023 va fi dat în etapa cu numărul 21, care propune următoarele dueruri. Marți, 19 decembrie, Politehnica Iași va primi pe teren propriu în dalul Copoului, începând cu ora 20:30, vizita FCSB-ului. Pentru ca vineri, 22 decembrie, să se scrie istoria ultimului derby moldav din acest an 2023, prin duelul dintre Oțelul Galați și FC Botoșani, care va avea fluierul de start la ora 17:30. După pauza competițională de iarnă, campionatul Superligii va fi reluat în penultimul weekend al lunii ianuarie după următorul program. Etapa 22-a va debuta vineri 19 ianuarie cu duelul dintre Oeșca, Șep și Sfântul Gheorghe și Politehnica Iași. Duminică 21 ianuarie, FC Botoșani va primi vizita celor de la CFR 1907 Cluj, iar luni 22 ianuarie, în epilogul etapei, FC Voluntari se va duela cu Oțelul Galați. Orele de disputare ale partidelor din cadrul etapei a 22-a nu au fost încă stabilite.